Am venit cu cumpărăturile de la Sainsbury și am luat, așa, o să vă pun prețurile ca de obicei, 3 batoane de unt vegetal, 3 cutiuțe de brânză tip Philadelphia, 2 mozzarella, 2 din aceste de cutii de porumb, 4 de fasole deja gătite, 3 de roșii din acestea în cutie, una de ton în ulei de măsline, am luat 2 cutiuțe de șuncă din aceasta de la polonezi, tot de la Sainsbury, dar din partea polonezilor, îmi place foarte mult. Am luat niște pui dezosat și fără piele, 2 kg de paste, un kg și un kg sărite, foi de plăcintă, pentru că vreau să fac o plăcintă cu iaurt, 4 de crembuși din aceștia. Aici am luat 2 cutiuțe de bacon, pentru că lui Andy îi place și poate fac seara asta. 2 pâini cu semințe, niște piept de pui și aici am luat tot așa pui dezosat și fără piele. 2 cutii de cârnăciori din aceștia. Aceștia sunt foarte buni pentru că au 97% carne înăuntru. Deci asta este foarte bine pentru că nu au adăugate alte chestii. Deci au foarte, foarte puțin carbohidrați. Deci are 0,1% zahăr. 1,4% de carbohidrat. Deci este foarte, foarte bine. Apoi am luat 4 portocale. 2 de iaurt simplu, vegetal, pentru că vreau să fac plăcintă cu iaurt, un castravet doar pentru că mai am, un avocado, niște făină de migdale, aș vrea să fac macaron într-un zi, dar să văd dacă e bună. 2 cutiuțe din aceste de, câte 12 cutiuțe înăuntru de stafide. Am luat un tort micuț pentru Andy. Lui Andy nu îi plac foarte mult torturile, de-aia am zis că n-are rost să luăm ceva scump și mare și chestii genul ăsta, pentru că el mi-a cerut deja să fac clătite astăzi. Am luat 3 din acestea de biscuit, 2 cartofi dulci, niște Nutella Be Ready, pentru că vreau să urnez așa un pic pe lângă tort, cu Nutella, chestii de Nutella, pentru că îi plac, un sac de cartofi roșii, un săculeț de Bruxelles, dar de Bruxelles, acesta îmi place de obicei mai mie, niște pastărnac, 2 pungi de 8 banane, fixuri, 2 de napolitane, o ciocolată neagră. Am luat 2 din aceste pentru că lui Andy îi plac foarte, foarte mult. Niște barete astea de ciocolată, nu știu cum, nu știu cum se cheamă, niște snack-uri de ciocolată. Am luat 2 sticle de squash, asta este suc concentrat, dar este fără zahăr, pentru că mi-a zis Andy să iau astăzi. Am vrut să iau lumânărelele astea, pentru că vreau să-i pun lui Andy pe tort 13 lumânărele și acestea ar trebui să fie 18, din câte știu. Și aș vrea să am 13, nu numărul 13. Astea nu le-am cumpărat, astea le aveam deja în dulap. Am luat o cutie de 50 de baloane, ca să mai umflăm baloane prin casă. Era foarte convenabil cu 50. Astea nu le-am luat acum, astea sunt liniștiți. Am luat și eu din aceasta de o pungă de biscuit, cu tot așa, cu Nutella, pentru că m-am gândit că lui Andy o să-i placă. Niște chipsuri de genul acesta. Mai este încă una de ton aici. 2 pungi de un kil jumate de făină. 2 sticle acestea de clor pentru WC. Am luat 3 tipuri de Nutella diferite. Nutella originală, pentru ca să le pun așa la Andy, la tort, pe lângă el, că lui îi plac. Și am luat 5 de lapte normal pentru Jaden, 3 pungi de câte 6 mere, acestea foarte, foarte mari, sunt tot așa în ofertă, și niște Pepsi Diet fără cafeină. Bine să vezi! Wow. Bine! Tante auguri, Andy, în afară de contul tău din bancă. Wow. Andy, n-au îndrăgostit Nutella, biscuiți cu Nutella și...
Astea, da. Facem da? Share cu tot cu ele, da? Și astea, da. It's a party! Da! It's a party! Măi, ia să tragi, ia, încă o dată. Deja am mai tras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acum a fost și spală de ziua ta de 13 ani, du-ți spală 13 minute. Trebuie să fii frumos. Nu, nu-i ziua mea. There.
ours is a sacred place where we both belong. Faith, a planted tree. Oh, and it's grown its roots under you and me. As long as we falls from your eyes, or you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. I'll be there when you need me. You can count on it. Hai, deschide gate-ul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Andy. Happy birthday to you. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Andy, tanti auguri a te. Hip hip hooray! Yanni, wow! Bravo Andy! Eu îmi vreau să mănânc un pețul de Nutella. Ăla cu Nutella ți-l lăsui? Da, așa. Mai fac altul. I want to eat chocolate. Uite, lea cică. I want to eat chocolate. Așa, așa când se. Happy birthday pentru Andy. Wow. Wow. Happy birthday, Andy. 13. Look. Wow. Arată la camera. Wow. Thank you. To Andy, happy birthday. You're a teenager. Yes. From Rowan. Hi, from Rowan. Rowan. Oh. Yeah. Here are stuff. Minecraft. Cred că... Yeah, from Dave. That was nice. Mm-hmm. Oh, s-a putut spadă. Wow, uite la... Mine. No, it's mine. Okay. Happy luck. Birthday. Hope you have a great day. Oh, oh, celebrate exact când am cântat. Ah. Și cardul? Asta nu e tău, ăsta e la forever. Cardul? Nu card, am o mască de celuloză gratis. Ti-di-di-di. Happy birthday, Andy.
v-am introdus cum trebuie în vlogul de azi. O să fac English breakfast cu Andy. Noi facem cu ce avem noi în casă. Avem beans, avem ouă, bacon și ce mai punem pe lângă Andy? Pâine. Pâine. Și cam atâta, că nu avem cine știe ce. Și mai punem pe brânză. În fine, cam așa facem noi. Nu avem tot ce este în English breakfast, dar în fine, cam asta e. Nu. Și vă ținem cu noi. Andy mă ajută că dacă tot e ziua lui și nu mă simt bine, amândouă împreună combinat merg bine. Bun, hai să ne apucăm. Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I'm your... Asta e cina, știu că toată lumea zice că e așa de sănătoasă, dar este ok pentru noi. În seara asta este super, o să fie foarte, foarte gustoasă. Lui Adrian nu-i place bacon, așa că i-am făcut cremvuști. Și am făcut unul și pentru Emma și pentru Jaden, că ei de obicei nu-s fan crevuș, bacon. Mie mi-a făcut bacon și lui Andy bacon. Și asta este cina. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be. Here you go. Done ironing this. Okay. Here you go, because I'm done ironing. How do I hang it? Close up on you. Okay. Let's go, yo, yo. Thank you. Oh, and this later. Because it's my favorite, favorite thing. Oh.
it says no videos. Ce se aude? You can never have too much heart. Ca Udi Hama. You can never have too much heart. Marca. You can never have too much heart. Marca. You can never have too much heart. Ca Udi Hama. Ca Udi Hama. You can never have too much heart. Unde se aude, Gigi? Unde se aude? Ce se aude? Ce se aude? Se aude there. Udi e there, Kaya. Udi e there. Ce se aude? Ce se aude? Mau. Ce se aude? Auzi, mama! Face camera, camera. Dica, mama! El zice cum se mișcă camera, când eu mișc camera. Aia! Hai, te miște, Emily! Run, run, run! Aici, aici! Run, 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 Jayden! Aici, aici! Hai, te miște! Wait, a little while? Wait, yeah, hand. 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 Make a circle. Make a circle. Jayden, facem testul? Nu testul. Nu testul. Jayden, e test. Mami, test. Cum faci testul la panda? Fă-i la panda testul. Cum faci la test? No more! No more! No more! Nu ca noi! Nu ca noi! Nu ca noi! Nu ca noi! De! Make it talk. Make a circle. Make it circle. Pasta. Make it circle. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Ta-da! Ta-da! Uite cum stă cu picioarele. Ta-da! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop. Make a circle. Make a circle. Make a circle. Make a circle. Everybody say the. Everybody say the. Everybody say the. Thank you.
prieteni, o să închid aici vlogul de astăzi. Este vlogul cu ce am făcut în ziua lui Andy. Nu am mai filmat mai apoi pentru că am vrut să petrecem ceva timp cu el. Am stat și un pic în live cu voi și ați putut să îi spuneți la mulți ani. Andy a fost foarte, foarte mulțumit. A fost o zi foarte frumoasă pentru el și ne bucurăm că am putut să o petrecem împreună cu el și un picuț împreună cu voi. Vă pun aici o colecție de câteva fotografii cu Andy. Când era micuț, avem foarte multe fotografii cu el. Vă puteți imagina în 13 ani câte fotografii și câte amintiri avem cu el. Andy este un băiat minunat. Îl avem cu noi de atâta timp. A petrecut cu noi momente bune și momente mai triste. El este singurul din frații lui care l-a putut întâlni pe David, așa că el are o responsabilitate foarte, foarte mare față de ceilalți frățiori a lui, pentru că el este cel care va putea să le explice un pic mai mult despre frățiorul lor. Dar ceea ce vreau să zic cu ocazia aceasta este că Andy este un băiat minunat, îl apreciem foarte mult, abia așteptăm să vedem ce va deveni. Sunt sigură că am greșit foarte mult cu el, dar de asemenea am și învățat foarte, foarte multe lucruri noi. El fiind primul nostru născut, este normal că nu am avut experiență necesară. Multe lucruri le-am învățat greșind cu el și chiar unele lucruri le-am învățat bine, sper și cred, educându-l pe el. Sper că v-a plăcut să petreceți ziua cu noi. Vă mulțumim pentru toate urările pe care le-ați făcut lui Andy și vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că această lună și luna viitoare ne rezervă încă câteva zile de naștere. Vă mulțumim încă o dată!